Monica Gabor în pericol să fie evacuată din vila lui Mr. Pink. Ce se întâmplă cu ea? Aflăm de la Diana Chiriac. Diana, bună ziua! Bun găsit, Laura! Într-adevăr, Monica Gabor și Mr. Pink sunt la un pas de evacuare din pricina incendiilor care au loc în această perioadă în California. Se pare că situația este extrem de gravă acolo, iar vila de 3,5 milioane de dolari în care locuiesc Monica Gabor, Mr. Pink, fiul acestuia, dar și Irina, este în pericol. Autoritățile au declarat stare de urgență, dar deocamdată în zona respectivă situația este sub control. De asemenea, nu doar vila în care locuiesc Monica Gabor și Mr. Pink este în pericol, ci și școala la care învață Irina. Laura, înapoi la tine. Diana, mulțumesc!